Bună ziua, oameni buni! Bună ziua, craioveni! Am înregistrat acest mesaj într-o zi care o vedeți cum este afară. O zi de iarnă în plină primăvară. Un moment care, sincer, credeam că nu-l mai vedem în acest an. Mesajul meu pentru voi ar fi foarte simplu. În aceste zile este mai bine să stăm izolați, în aceste zile este mai bine să stăm acasă. Și clar, boala pe care o vedem că deja începe să răsară în jurul nostru devine nemiloasă. Nu este o boală care să o putem trata cu ușurință, nu este o epidemie care să așteptăm să treacă de la sine. Vedem foarte clar cum se mișcă lucrurile în restul lumii, în restul Europei. Vedem foarte clar prin ce trec țările cu comunități mari de români. Mă refer aici la Italia, mă refer aici la Spania, vedem foarte clar ce se întâmplă în Franța, vedem foarte clar ce se întâmplă în Anglia și cu siguranță nu am vrea să vedem aceste lucruri și la noi acasă. De aceea rugămintea mea pentru toată lumea sau îndemnul meu ar fi pentru noi toți să ne izolăm zilele astea. Când zic să ne izolăm, nu înseamnă neapărat să nu mai ieșim în curte sau să nu ne mai mișcăm sau să nu ne mai agităm. Pur și simplu înseamnă să nu mai intrăm în contact cu alți oameni. Stăm în familie, petrecem timp împreună, evităm să ieșim la cumpărături, evităm să mergem la piață, evităm să mergem în locuri aglomerate și ieșim din curte, ieșim din apartament doar în situațiile în care este urgent și neapărat necesar acest lucru. Nu este nevoie să dăm buzna la magazine în această perioadă, nu este nevoie până la urmă să ieșim copiii în parcuri. Și cred că vremea din aceste zile o să ne ajute puțin să stăm în casă, pentru că am văzut foarte clar recomandările din ordonanța dată de guvern, din ordonanța militară. Românii le-au tratat și noi toți le-am tratat cumva cu exact sub titlul de recomandare. Dacă vrem să ne fie bine, dacă avem să avem grijă de părinții noștri, trebuie clar să fim atenți la modul cum ne petrecem timpul în această perioadă. Practic, vorbim de o perioadă care poate să fie scurtă dacă toți înțelegem chestiunea asta, și anume să stăm izolați, să încercăm să nu intrăm în contact unii cu ceilalți, să încercăm să evităm contactul între copiii noștri, între cei mici și între părinții noștri sau bunicii noștri. Pentru că vedem foarte clar, persoanele foarte expuse sunt în mod clar vârstnicii, persoanele care transmit foarte ușor acest virus foarte grav și letal pentru cei în vârstă sunt copiii. Și clar, în momentul de față, răspunsul fiecăruia dintre noi la această epidemie care ne bântuie și care începe să-și arate colții de la zi la zi cu mult mai mare putere și în România, am văzut că ieri am avut primele decese, cu siguranță nu vor fi ultimele. Dar suntem într-o situație în care, prin efortul colectiv al fiecăruia dintre noi, putem ca lucrurile să stea într-o zonă de control, ca să zic așa. Într-o zonă în care epidemia să se stingă într-o perioadă relativ scurtă de timp și într-o perioadă în care să ne putem întoarce la viața noastră de zi cu zi. Atâta timp cât copiii stau acasă, atâta timp cât ne uităm că multe din serviciile de care beneficiam până mai ieri sunt închise, încercați să faceți un efort și să stați în casă. Am văzut apelurile care vin de peste tot din lume, am văzut apelurile celor din Italia, am văzut apelurile celor din Franța, am văzut și faptul că foarte mulți români s-au întors acasă în aceste zile din țările unde au lucrat. Și rugămintea mea pentru ei, în special pentru cei care au venit din afară, ar fi să respecte acele reguli de izolare și de autoizolare. Să știți că vă proteja și pe voi și ne proteja și pe noi. Suntem într-o situație în care trebuie să avem încredere unii în ceilalți și am văzut că de foarte multe ori această încredere nu funcționează. Suntem într-o situație în care autoritățile chiar trebuie să fie mult mai ferme atunci când este cazul și foarte clar, din punct de vedere economic, de la guvern se așteaptă să se preia inițiativa. Noi, cei din Parlament, să știți că în aceste zile încercăm să ne reluăm activitatea, încercăm să punem în fața guvernanților măsuri care să fie suplimentare și care să ajute o cât mai mare parte a populației. Vedeți foarte clar că în momentul de față procedurile birocratice nu mai funcționează. Vedeți foarte clar că ar trebui să luăm măsuri ca vârstnicii să nu mai trebuiască să meargă în fața unui medic sau să nu mai trebuiască să se ducă de la medicul de familie la medicul specialist pentru a-și lua o rețetă.
Sunt, vorbim de bolnavi cronici, vorbim de oameni care în mod normal pe toate canalele le spunem să stea izolați, le spunem să nu se expună, le spunem să nu iasă din casă și pe de altă parte, pentru că au diabet, pentru că au probleme cu inima, pentru că au tot felul de probleme de sănătate, îi punem pe drumuri pentru a-și lua o rețetă sau pentru a-și lua medicamentele. Din punctul ăsta de vedere, clar, birocrația trebuie să dispară, toate chestiunile astea trebuie să se rezolve online și așa cum foarte multe lume lucrează de la distanță, probabil o parte din aceste probleme care pot să ducă la lărgirea acestei pandemii trebuie evitate. Pe de altă parte, din punct de vedere economic, a fost foarte clar, guvernul a spus elevilor să stea acasă, a dat posibilitatea Parlamentului părinților să petreacă timp cu copiii în zilele când cei mici nu merg la școală, dar cu siguranță este nevoie de ajutor și pentru cei care în aceste zile stau acasă, nu mai merg la serviciu, dar nu mai au niciun fel de sursă de venit. Și aici mă refer la afacerile foarte mici, până în 3 persoane care s-au închis, mă refer la lucrătorii din restaurante, din baruri, dintr-o zonă unde sute de mii de oameni acum, obligați fiind de starea de urgență și obligați fiind de deciziile luate la nivel guvernamental, trebuie să stea acasă. Clar, trebuie să venim cu măsuri care să ajute acești oameni acum. Clar, banii trebuie să se mișcă foarte rapid în economie. Cu siguranță, pensiile, salariile, alocațiile din sistemul public o să se plătească. Chestiunea cea mare și provocarea cea mai interesantă și importantă este ce se întâmplă cu angajații din sistemul privat. Am văzut foarte clar că marile companii au luat decizia și au restrâns activitatea, au trimis o parte din oameni în șomaj tehnic. Dar vorbim și de companiile foarte mici. Vorbim și de companiile care până la urmă au angajat milioane de români în țara asta. Ce facem cu ele? Foarte clar, răspunsurile la aceste întrebări o să încercăm să le descoperim împreună în Parlament în aceste zile. Vom lucra la modificări legislative care să vină în sprijinul cetățenilor și, clar, modificări care să ajute guvernanții. Vedem că, deocamdată, de la nivelul Guvernului României, de la nivelul miniștrilor, deciziile sunt destul de ezitante, destul de incoerente și cred că, în momentul de față, ar trebui ca cuvântul de bază să fie intransigența. Măsurile trebuie să vină rapid, să fie foarte, foarte ușor de dus la bun sfârșit, hârtiile trebuie să dispară, birocrația trebuie să dispară, toate acele dosare, toate acele documente trebuie să se rezolve până la urmă printr-o simplă declarație pe proprie răspundere a celui afectat de această criză. După ce lucrurile se așează, după ce intrăm în normalitate, cu siguranță în spatele oricărei chestiuni de ordin financiar sau al oricărei decizii pot să stea și niște hârtii justificative. Dar astăzi când vorbim, avem nevoie de decizii clare, avem nevoie de ajutor cert și avem nevoie de bani care să ajungă la oameni în perioada asta. Acestea fiind zise, o să mai încerc zilele următoare să transmit asemenea mesaje video. Cred că este o modalitate prin care putem să stăm în legătură unii cu ceilalți și cu siguranță aștept comentariile dumneavoastră la această postare, pentru că de aici încolo cred că ăsta va fi un mod în care putem reacționa și relaționa în legătură cu ce se întâmplă în societatea noastră, în legătură cu ce se întâmplă în viața noastră și în legătură cu modul cum ne petrecem zilele în această perioadă de autocarantinare, în această perioadă în care încercăm să nu mai intrăm în contact fizic unii cu ceilalți. Vă spun, rămâneți cu bine, vă mai rog încă o dată și aștept de la dumneavoastră să stați izolați, să stați în sânul familiei, să evitați contactul dintre cei mai mici, dintre copiii noștri și bătrânii noștri și de ce nu să trecem cu bine peste această pandemie și să ne vedem sănătoși înapoi, în stradă, la biserică, în parcuri, la restaurante, în cel mai scurt timp. Zi frumoasă și bucurați-vă de zăpada de afară!